Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Fondul de garantare a creditului rural, fondul ce garantează viitorul familiei tale. Și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În grădina Danei. Dragii mei, sunt la Râfop și mă uit cum cresc aceste primule și ce bine rezistă margaretele africane la frig. E bine, v-am pregătit câteva subiecte, sper, interesante. Aș vrea să începem să vorbim despre îngrășăminte, deoarece este foarte important să știți mai multe despre ele și despre cum se folosesc. Avem o gamă destul de mare de produse. Mă cantonez în zona produselor pe bază de sulf, de cupru. Deci ați mers pe sulf și? Și cupru. În prima fază ne-am dus pe zona de fungicide, am plecat cu sulful, l-am măcinat, l-am condiționat, am făcut o pulbe de sulf, fungicid. Pom am obținut o pulbe umectabilă, pom l-am transformat în polisulfură de calciu, pom, eu știu, am neutralizat sulfatul de cupru și am obținut zeama bordeleză. Și am plecat de la uzualitatea ce avea bunicii noștri. Bunicul meu la Pechea, că de acolo mă trag de la Galați, trata via cu piatră vântă și cu solf. Și eu știu că strugurii la bunicul așa erau. Care-i produsul la care țineți foarte mult? Produsul la care eu țin foarte mult este polisulf. De fapt, e o polisulf fără de calciu. Pe timpul când tăticul meu era tânăr, fiecare fermier din pomicultură și viticultură își realiza un produs similar la marginea bucății acolo. Cu bulgărașul de surf, cu vară, cu apa, cu, da? Și stropea pomii. Și mânca mărul care știam, și pruna care știam, și strugurile care știam, și așa mai departe. Ei, a venit noua eră tehnologică și am început să introducem marile descoperiri ale chimiei sau agrochimiei, da? Și așa am ajuns să constatăm că ne îmbolnăvim și că plantațiile capătă rezistență în timp și uitați că lumea începe să revină, da? Și să gândească, măi, mai bine cumpăr un măr cu 3 lei în loc de 1 leu jumate, mărul ăla de 3 lei nu poți să-l obții decât dacă te rezumi în a face tratamente și a amenda soluri și tot ce ține de întreținerea de cultură cu produse total biodegradabile. Lumea să vaită primăvara călicat sau vara călicat fructele sau că înflorește pomul prea devreme sau că l-a prins bruma sau că a înghețat așa și nu știu cum. Deci lumea trebuie să știe, o cultură se întreține începând de după culesul fructelor de la recolta anterioară și se fac lucrări până în pârgul și coacerea următoare recolte. Nu faci treaba asta, faci pe buzunarul și pe treaba ta. Fiindcă toate lucrurile au un dichet. Marea majoritate a agricultorilor știu polisulfura veche că se consuma în proporție de 20% în negru. Nu, eu vin cu altă filozofie. Eu folosesc polisulfura de calciu când încă mai am sevă. Eu pe acolo mai am larve, eu pe acolo mai am ouă de acarieni, mai am șanzăruseuri, mai am făinări, mai am monilioze. Eu cu polisulfura de calciu, cu toate că ea într-o omologare poate apare numai pentru făinare, că atât am ținut cureaua la cheltuială, da? Dar este bună și pentru... Dar s-a dovedit și se dovedește și în planul european, în documentația europeană, polisulfura de calciu are foarte, foarte multe întrebuiințări. Pe măsură ce avansăm înspre sezonul rece, de tratamentul cupric, nu trebuie să mai spun că este aproape obligatoriu, fiindcă cupru este microelementul sau substanța activă ce maturizează coarda, da? Ce dă concursul maturizării de coardă. Dar am uitat să vă spun, dumneavoastră, apropo de polisulfura de calciu, pe lângă bolile foliare sau reminescențe de ouă, de larve și așa mai departe, deci lumea trebuie să țină cont că la nivelul corzii de viță de vie sau a pomului este acel bazin de bacterii glasogene care dă concursul cristalizării premature a apei la temperaturi negative. În cumul cu viteza de circulație a aerului,
se dublează, se poate tripla acea temperatură. Eu folosesc polisulfură de calciu și l-am diminuat. Nu era adichez, eu spun că diminuez. Odată cu toate treburile astea, mers spre maturizare, vin și îi pun capacul sulfatul de cupru, de sulfatul piatra vânătă, care o știe toată lumea, da? Sulfatul de cupru. L-avem în formă neutralizată o zeamă bordeleză și avem sulfatul de cupru clasic, da? Pentru hidratul. Ăla este cu un pH de 3,5. Zeama cu 7, facem o medie de 50-50%, obținem undeva la 5-5 ceva pH. Ideal pentru plantațiile de viticultură și pomicultură. Se anunță două luni de iarnă, nu cu permanență în două luni astea, dar vor fi vârfuri de temperaturi foarte scăzute. 2 ore, 5 ore, poate așa. Avem, spre exemplu, produsul ăsta, soluție cuprică antingheț, fiind uleios, se imprimă în textura plantei, da? Și îmi dă mie o protecție acolo. A fost conceput ca aditiv de priză a produselor de contact. Dar venind ca materie primă, am obținut o relaționare de două produse, două sau trei produse, de maniera în care eu obțin protecție de 8-9 grade și dacă însumez și cu rezistența biologică a plantei ce o obțin în urma tratamentelor, da, respectând grila așa, da, poți să aduci via și la un 15 grade de rezistență. Pe la un 15, dacă eu i-am mai 5, 6, 7 grade plus dacă i-am adus, nu cumva am ieșit din iarnă? Prietena emisiunii noastre de la Bărcănești, județul Prahova, doamna inginer Ionela Georgescu, ne va vorbi astăzi despre sedum. Din familia sedumului fac parte foarte multe specii, sute de specii. Mie îmi sunt foarte dragi pentru că sunt foarte rezistente. Unele își mențin foliajul în timpul iernii, majoritatea de altfel. Toate înfloresc. Există specii de sedum acoperitoare de sol pe care le putem folosi în zonele însorite sau pe anumite denivelări, rocării, unde nu se poate cosi gazonul. Există specii semi-înalte sau unele târâtoare de sedum și există și specii mai înalte de sedum. Toate sunt foarte decorative, înfloresc pe rând, începând din luna mai, cele acoperitoare de sol mici. Cele acoperitoare de sol se folosesc foarte mult și la amenajarea acoperișurilor verzi, care sunt în trend în Europa și capătă din ce în ce mai multă amploare, amenajarea de acoperișuri verzi. Aceste trei sedumuri pe care le avem aici, trei specii de sedum, sunt niște sedumuri cu înflorire de toamnă, sunt decorative și prin frunze, aceasta care are frunza variegată cu galben, acesta care are o frunză de o culoare metalică, un verde gri și cu un pic de nuanță de roz și cel cu frunză roșie foarte mare. Eu le-am pus în ghivece cu agățătoare pentru că în zona în care le pusesem, undeva mai în față, erau și alte plante, multe alte plante care aveau nevoie de multă apă și din greșeală le udau foarte mult și pe acestea. Ori lor nu le place apa, în general plantelor cu frunze grase de interior sau de exterior nu le place apa. Nu au nevoie de multă apă și se strică, putrezesc, se îmbolnăvesc. Deci le-am pus în agățătoare și astea ar avea un aspect normal, pentru că ele puse în pământ, ele sunt perene și se plantează în pământ, în grădină. Puse în pământ, s-ar fi întins frumos, dar acesta ar fi trebuit să fie la un 40-50 de centimetri și să fie o tufă erectă, ca o bijuterie. Acestea sunt deja inflorescențe trecute. Și am și observat la cel roșu că au început să-i dea niște puiuți. Da, ele sunt plante perene. Partea care a înflorit și a vegetat anul acesta, când vin brumele și gerul dispare, se topește. Dar deja de la bază au pornit noile plantuțe pentru la anul. La anul tufa pusă în pământ deja va fi mult mai mare și pusă în pământ va crește așa cum trebuie. Observați că pământul este foarte uscat, deci acesta nu a fost udat de aproximativ 2 săptămâni, nici nu a plouat, deci nu are nevoie de multă apă. Este o plantă foarte rezistentă la secetă. Și este un anumit tip de pământ? Noi folosim la toate plantele pe care le producem un amestec de pământ cu turbă, acidă sau neutră în funcție de necesitățile speciei și evident îngrășământul cu eliberare controlată ca să le putem asigura
o creștere sănătoasă și un aspect frumos. Florile uscate trebuie să le îndepărtăm? Le putem îndepărta, dar ele pur și simplu se topesc în timpul iernii. Sedumurile înalte rămân foarte frumoase când apar primele brume, primii fulgi de zăpadă, deci arată ca niște bijuterii. Și țin, o lună, două, în timpul iernii chiar arată foarte bine, le putem lăsa ca și decor de iarnă. Amplasarea lor trebuie să fie în lumină plină. La soare, da, le place soarele. Deci toate sedumurile sunt plante de plin soare și zone uscate. Ați amintit despre acoperișurile verzi la care se folosește. Cât de des ar trebui plantat? Sunt diferite specii cu ritmuri diferite de creștere. Deci există un sedum care într-o lună de zile își dublează suprafața. Eu știu, costă mai mult dacă le pui mai des și dacă vrei un efect imediat. Dar în mod normal, între 15 și 30 de plante la ghiveci de 10-12 pe metru pătrat. Și se combină, bineînțeles, și cu alte, cu arbuști care au sistemul radicular superficial și care se întind pe sol, cu graminee ornamentale care au un sistem radicular mai puțin profund. Eu știu că le folosiți foarte mult în aranjamente. Da, le folosesc și în aranjamentele de toamnă, de obicei, și cele de vară, aranjamente se fac cu orice ocazie și în orice lună. Tocmai pentru că rezistă cel mai rezistă, mult. Rezistă, da, da. Trebuie combinate cu plante asemănătoare pentru că dacă au foarte multă umiditate, încep să se deterioreze, nu le place apa. Și de regulă, în aranjamentele de vară, sunt plante iubitoare de apă. Deci putem spune că este o floare comodă care știe să se adapteze. Este o floare cum se cade. Da, ușor de întreținut. De curând ne-au sunat câțiva telespectatori fidele a emisiunii noastre și ne-au rugat să mai vorbim despre trufe. E bine, noi nu prea avem trufe în jurul Bucureștiului, așa că l-am rugat pe Vasile Braib de la Târgu Mureș să ne dea mai multe informații. Sunt numite diamantele negre ale pământului și sunt cotate la bursă cu prețuri ce pot depăși 1000 de euro kilogramul. Considerat un condiment de lux cu virtuți culinare deosebite, trufa a început să fie cultivată în Franța secolului al XVIII-lea și apoi s-a răspândit în toată Europa de vest. În anumite zone ale Italiei, de pildă, se cultivă pe suprafețe mai mari sau mai mici, aproape în fiecare gospodărie. Questa è una passione che nasce un'idea che è partita da mio papà. Aceasta este o pasiune, o idee care a început cu mulți ani în urmă, pentru că pe aceste dealuri este foarte greu să punem culturi clasice. Culturile de trufe sunt mai puțin pretențioase, necesită mai puține tratamente, deci sunt mai puțin costisitoare, economic vorbind. Sunt culturi pe care poate să le facă oricine. Ai nevoie doar de niște noțiuni de bază, de câteva utilaje, și în cele din urmă veți fi mulțumiți de rezultate. În România este încă un produs de lux și puțin s-au încumetat să le cultive. Se spune că totuși au existat tentative de cultivare a trufei și în perioada comunistă, în urmă cu 30-40 de ani. Mai există încă o mapă a acestor culturi. Căutătorii de trufe știu mai bine și pot să spună unde sunt aceste zone. Deci sunt chiar și în zona Radului, în zona Munților Apuseni, avem și în zonele sudice, deci culturi care au fost făcute de pe vremea Ceaușescu. Deci ne duce cu gândul că încă de pe atunci se cunoștea valoarea unor astfel de culturi și astfel de investiții. Acum noi încercăm să le aducem în curtea fiecărei persoane, la posibilitatea fiecăruia, de la 1000 de metri la nivel de hectare. E adevărat că față de Europa suntem cu mult în urmă. Putem vorbi de o Franța care începe de la 1700-1800, încep primele plantații cu culturi trufiere, primele inoculări. Vorbim de 1800-1900, vorbim deja de Italia și de Spania, care deci au preluat această cultură și au promovat-o în întreaga Europa. Trufele de cultură au început să devină o afacere abia în urmă cu 10-12 ani. La Luduș, Dan Urcan s-a gândit, cu 6 ani în urmă, să cultive cu trufe un teren care nu era folosit. La 6 ani de la plantare au apărut și rezultatele. Primele trufe de cultură din județul Mureș.
recunoaște că la început a fost neîncrezător în reușita pe termen lung a investiției. Am fost un pic dezamăgit, vă spun drept că am fost dezamăgit. E dificil pentru un necunoscător, adevărul este, bănuiesc. E foarte dificil, fiindcă nu știi ce să-i faci. Foarte mare noroc am avut cu ei, că ne-au acordat o asistență, care au venit și ne-au spus, fă așa, de apă, unde-i, fă totul ca să fie perfect. Am văzut că ați spus instalație de irigare, de picurare. Am făcut și o instalație de irigare prin picurare, dar vreau ca să mă extind un pic, ca să fac instalația, să o ridic pe pom, ca să îi fac o perdea. E mai bună că o perdea de apă, e mai perfect. Încercăm să transmitem pe această cale tuturor cultivatorilor care au făcut culturi trufiere cu noi sau cu altcineva, că rezultatul depinde 50% în parte de cei care v-au dat materialul săditor, dar restul depinde de dumneavoastră. Ca să ajungeți la rezultate, trebuie să vă implicați. Să nu uităm că trufa este în 80% proporție apă, ceea ce ne duce cu gândul că necesită în perioada de secetă, în perioada în care nivelul de apă nu este cel recomandat, să se intervină, să se ajungă la irigații, să se facă un sistem de irigare pentru a înlocui această lipsă sau ajunge să suplimentăm necesarul de apă. Proiectul a fost inițiat de o firmă din Alba Iulia care s-a ocupat și de consultanța de specialitate. După modelul italian, au pus în România și în Bulgaria bazele unui business care permite cultivarea trufelor pe rădăcina de alun, stejar sau carpe. Există deja fermieri care au schimbat destinațiile terenurilor agricole sau au folosit terenuri care nu se pretează pentru alte culturi. Chiar dacă este probabil cea mai rentabilă cultură din Europa, cu beneficii de 10.000 de euro la hectar, trufele nu sunt chiar niște ciuperci care apar după ploaie. Necesită o tehnologie riguroasă care trebuie respectată cu strictețe. Trufele se numără printre cele mai scumpe delicatese din lume. Sunt considerate condimente de lux, cu un gust special, cu proprietăți curative și chiar afrodisiace, folosite la prepararea unor mâncăruri rafinate în restaurantele cu pretenții din toată Europa. Domnul doctor inginer Costel Vânătoru de la stațiunea de la Buzău ne-a vorbit astă toamnă despre busuioc. Și iată, abia acum a sosit momentul să aflăm mai multe informații utile despre această plantă. Avem mai multe soiuri la această specie, putem vorbi de o specie neglijată în cultură, deși a venit în Europa de foarte mult timp. Alexandru Macedon și-a dorit foarte mult să o aducă în Europa din India, a depus mult efort. Din păcate, această plantă a rămas până acum ca o plantă sacră, cunoscută mai mult în cultul bisericii, dar mai puțin în alimentație. Noi am reușit să obținem primul soi de busuioc alimentar, omologat și înscris în rândul plantelor de cultură din România, sub denumirea de Aromate Buzău. Pe lângă acest soi care a fost extins în cultură, am obținut și alte soiuri și potențialul acestei specii este foarte, foarte mare. De exemplu, acest răsat micuț de busuioc are aromă de lămâie, intensă de lămâie, dar avem și cu aromă de trandafir, cu aromă de cuișoare, cu aromă de mir, multe alte arome. Pe urmă avem busuiocul pentru ghiveci, creat special pentru încăperți. Acest soi are o tulpină mică, frunza mică, bătută, globuloasă, deci poate fi cultivat cu succes în spații închise, în încăperi. Pe urmă avem busuiocul cu frunza mare, bulatum, care are frunza cât palma, foarte bun pentru salate, criscum, la fel cu frunza mare. Avem o colecție bogată la această specie, o muncă grea de ameliorare, pentru că vorbim de o plantă entomofile, preferată foarte mult de insecte, de albine. Și atunci foarte greu menținem puritatea soiului. De aceea cultivăm la distanțe foarte mari un soi unul față de altul și ne chinuim cu tifoane, cu seră, ca să nu impurificăm aceste soiuri. Sperăm ca soiurile obținute aici să
fie cerute de cultivatori. Au început să crească cerere de la an la an la această specie și să fie utilizate, pentru că vorbim de o plantă medicinală, de o plantă aromatică, de un conservant natural. Putem înlocui conservanții atunci când punem murături, punând puțin busuioc în borcan, și putem păstra foarte mult timp murăturile sau castraveciorii fără să deprecieze, dar nu foarte mult busuioc, ci doar numai o verticilă, un cerculeț în acela din inflorescență, pentru că mai mult jenează la gust. Pentru că mi-ați spus că se cere foarte mult busuioc pentru ghiveci, trebuie să vă iscodesc acum. Cum păstrăm un busuioc o vreme îndelungată în bucătăria noastră? Plantele sunt primitoare de lumină și neapărat trebuie să-l punem la fereastră. Însă, pentru a-l menține o perioadă mai lungă de timp, este iubitor de apă și tuns, tăiată din când în când, deci nu lăsat să emită inflorescență. În momentul ce emis inflorescență, imediată produce sămânță și după aceea se depreciază cultura. Dar tuns, atunci planta se întinerește și se poate menține o perioadă mai lungă de timp. Ceea ce este important și bine de știut la această specie, că un lăstar rupt și băgat în apă, în câteva zile, 3-4 zile, emite rădăcini. Deci punem apă în fiecare zi sau când e pământul uscat? Când este pământul uscat, nici excesul mare de apă, pentru că provoacă în general etiolarea plantei, alungirea plantei și, sigur, se dezvoltă anormal, nu echilibrat. E bine să urmărim, să fie necesar o optim de apă, dar nici foarte mult, așa cum obișnuiesc mult să pun apă multă dintr-o dată. De aceea avem o mare problemă cu florile de apartament. Foarte mult pun cantități mari de apă odată și la un moment dat văd că la suprafața ghiveciului apare acea sărătură. Ei, semn că s-a depreciat pământul din ghiveci, pentru că au fost puse cantități mari de apă odată și, sigur, carbonatul de calciu a levigat la suprafață și arată semn clar că pământul acela nu mai este foarte bun pentru planta respectivă. Deci e bine să punem cantități mici de apă, de aceea vezi că se practică foarte mult irigatul prin picurare, pentru că nu agresează sorul și ușor, ușor, apa are timp să se transloce și să se absorbă în sol. Deci nu afectează sorul. Așa și când dăm florile, nu este bine să punem odată cantitate mare de apă, ci mai bine mai puțin și mai des decât foarte multă, ca să accesiem sistemul radicular al plantei și efectiv să distrugem și solul respectiv. Iar dacă îl punem în grădină, putem să-l asociem și cu alte legume sau alte plante? Da, este și o plantă companion foarte bună, deci ajută, compania lui ajută celelalte plante de cultură, are și vari repelență pentru anumiți dăunători datorită miresmei înțepătoare, parfumul pe care îl degajă, poate fi cultivată, putem să obținem o cultură pur, deci numai de busuioc, dar putem să-l cultivăm și sub formă de cultură asociată sau chiar succesivă, dar asociată integrat între celelalte plante de cultură. E o cultură ușoară, nu, la fel, nu sunt dăunători care să provoace pagube, omida e cea care o întâlnim de multe ori, în special pe toamnă, în câmp. Nu, și făinarea atunci când avem exces de umiditate, în special în aer, în atmosferă. Suportă diverse variante tehnologice, de regulă prin răsat se înființează cultura, plantatul se poate face când temperatura s-a stabilizat foarte bine, undeva în câmp după 10-15 mai, chiar în spații protejate pe toată perioada anului, dacă sunt spații protejate încălzite, iar dacă sunt spații protejate reci, după 1 aprilie. Atenție să nu fie, să beneficieze de lumină. Carența luminii duce la obținerea unei plante anemice, etiolate, deci nu cu o tufă frumoasă, bogată, ci o plantă înaltă și subțire. Deci avem nevoie, are nevoie de lumină, apă și lumină. Se plantează la 70 cm între rânduri și 30-35 cm între plante pe rând. Sigur, distanțele pot fi modificate în funcție de soi. Soiul acesta de ghiveci, dacă îl cultivăm în câmp, trebuie să punem ceva mai des, undeva 25-30 cm între plante pe rând și chiar putem veni cu rândurile mai aproape la 50 cm între rânduri. Dar soiurile clasice, acestea care sunt cu portul normal, 70 cu 30-35 cm. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la emisiunea În grădina Danei. Până atunci, toate cele bune!
emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Fondul de garantare a creditului rural, fondul ce garantează viitorul familiei tale. Și revista Ferma, revista care informează agricultura.